Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre un traseu mai puțin obișnuit și anume despre cheile Dâmboviței și cheile Ghimbavului. Chiar dacă nu este un traseu foarte greu, partea dubioasă este că mare parte din el se parcurge prin apă. Apă rece de râu de munte, pietre alunecoase și nici o urmă de marcaj. Deci, teoretic, nu este un traseu în adevăratul sens al cuvântului, pentru că mergi pe unde te ghidează spiritul de orientare și de supraviețuire, dar cei care iubesc natura și vor să mai încerce și altceva, cu siguranță că îl vor aprecia. Eu am mers cam 18 km în 5 ore, dar mai era traseu de mers pentru încă vreo 6 km. Dacă nu ești Wim Hof, omul gheții, traseul se face de preferat în iulie sau în august, atunci când apa este ceva mai caldă și debitul este redus. Și la fel de preferat după ora 11 pentru a se încălzi un pic de la soare. Eu l-am început pe la ora 9 și vreo oră cred că am avut picioarele anesteziate. Traseul, așa cum îl fac majoritatea, începe din localitatea Rucăr, care se află cam la 2 ore și 20 de minute de mers de București. Traseul începe din dreptul străzii peste vale. Am să vă las în descriere exact punctul de unde l-am început eu. Eu am mers pe cheile mari ale Dâmboviței cam 3 km și un pic. Mai apoi am făcut dreapta pe cheile Ghimbavului, pe care am mers încă vreo 2 km și jumătate. Din motive de neștiință și nedocumentare, nu am mers în continuare pe Ghimbav și m-am întors la Dâmbovița tot pe unde am venit. Dar traseul oficial merge înainte pe Ghimbav până se dă de marcaj triunghi albastru care duce pe Valea Cheii prin curmătura Ghimbavului. Pe Valea Chei este un drum forestier care duce către localitatea Podul Dâmboviței, de unde se poate intra iar pe chei pentru a ajunge înapoi în Rucă. Se poate intra ori prin Valea Dâmboviței, ori prin Valea Chei. Ca și recomandări, chiar dacă se poate merge prin apă și în sandale, de preferat să mergeți în Adidas sau bocanci și să aveți șosete peste glezne. De asemenea, un băț de drumeție e binevenit pentru a testa adâncimea apei și tăria solului. Sunt zone unde e nămol. Cam atât pentru azi. Dacă vă place ce fac, nu ezitați să dați un share și un like și să cumpărați ceva de pe cel.ro. Numai bine!
Stai Dâmbovița. Cred că ar trebui să fie cheița. Cred.